Suntem prezenți la Târgul Auto 2013 și așa cum v-am obișnuit în fiecare an, o avem prima pe care o intervievăm pe doamna Tasica Postole de la Auto Moldova. Bună ziua și bine ați venit din nou la noi! Bine v-am găsit! Ca de fiecare dată spun la noi pentru că ne-am obișnuit să facem parte din târg, târgul să ne aibă pe noi și ca de fiecare dată am venit cu game de mașini noi, cele mai noi, cele mai frumoase, dar de fapt, ce să vă spun că noi, pentru că toată gama și la Dacia și la Renault reprezintă mașini noi. Și aș adăuga eu, pe lângă faptul că sunt noi, sunt autentice, sunt ale noastre românești. Sunt ale noastre românești dacă mă refer la Dacia, sunt ale noastre prin adopție dacă mă refer la Renault, Renault fiind un acționar al Dacia. Așa că sunt de ale noastre pe care și-au demonstrat viabilitatea și au demonstrat faptul că sunt pe placul românilor, au demonstrat că sunt compatibile cu condițiile din România, atât ca preț cât și ca tehnică. De fiecare dată veniți cu noutăți. Anul ăsta, care sunt cele ce ne puteți spune? N-aș vrea să vă spun foarte multe noutăți. Aș lăsa vizitatorii să le descopere, pentru că echipa noastră de vânzări va fi prezentă aici până duminică, după amiază, permanent, să le stea la dispoziție. Haideți totuși să incităm! Păi avem tot ce înseamnă Dacia, nou. Nu uităm de Logi, nu uităm de Docker, nu uităm, bineînțeles, de Vedetta Logan, care are o nouă față. Nu uităm de Sandero, de Sandero Stepway, dacă mă refer la Dacia. Iar dacă mă refer la Renault, avem noua față a Renault prin Clio, prin Captur, prin Fluence, prin Megane.